Recunoaște emoția Resurse educaționale pentru disciplina consiliere și dezvoltare personală, clasa A5 a 5-a Îți amintești emoțiile de bază? Pentru a veni în ajutorul tău, îți recomand să urmărești resursele, cum te simți și copacul fericirii. Cât de ușor ți se pare să numești emoțiile pe care le simți? Uneori ne poate fi greu să identificăm și să numim emoțiile. Pentru a putea recunoaște, descrie și denumi corespunzător o emoție, este important să fii atent la câțiva indicatori pe care îi poți observa cu ușurință, care te pot ajuta să diferențiezi emoțiile. Aceștia sunt expresia feței, gesturile, mișcările corpului. Te-ai gândit vreodată care sunt elementele care ne pot indica faptul că o persoană este, de exemplu, furioasă? Atunci când suntem furioși, de regulă fruntea ni se încrețește. Pot apărea două linii verticale adâncite între sprâncene. Sprâncenele sunt coborâte, oblice, aproape unite. Ochii pot fi semideschiși, iar privirea amenințătoare, grea și agresivă. Gura poate fi semideschisă, Buzele încordate, tensionate cu colțurile drepte sau în jos, sau buzele se pot încorda într-o formă geometrică aproape pătrată, ca și cum ai striga. Privește cu atenție expresia fețelor din pozele prezentate și asociază corect emoțiile exprimate cu denumirile lor. Fiecarei imagini îi corespunde o cifră. Notează în caietul tău asocierea fiecarei cifre cu denumirea corespunzătoare emoției reprezentate în imagini. În caiet poți desena emoticonul potrivit emoției descoperite. Pentru a rezolva această sarcină, poți opri prezentarea. Stop! Prezintă acum și colegilor răspunsurile tale. Dacă ai rezolvat așa, te-ai descurcat foarte bine. Dacă nu ai reușit, îți recomand să analizezi cu mai mare atenție mimica persoanelor din imaginile prezentate. Pentru a-ți fi mai ușor să realizezi următorul exercițiu, lucrează împreună cu un coleg de clasă. Având în vedere exemplul oferit mai devreme pentru furie, priviți imaginile prezentate și mimați fiecare pe rând toate emoțiile despre care am vorbit. Fiți atenți la principalii indicatori ai expresiilor feței, mimicii feței, la forma sprâncenelor, la ochi, la nas, la gură și notați în caiet, în dreptul fiecărei emoții, principalii indicatori care vă pot ajuta să recunoașteți emoțiile. Pe lângă mimică, emoțiile pot fi recunoscute și datorită mișcărilor corpului și a ceea ce simți în interiorul tău. De exemplu, atunci când trăiești o emoție puternică, poți tremura, poți simți că îți crește pulsul, inima îți bate mai tare, poți simți un nod în stomac, că ți arde fața, că ți se înmoaie genunchii, poți avea dificultăți de respirație, te gemuiești, simți nevoia unei îmbrățișări, Poți să sari sau poți să-ți acoperi cu mâinile unele părți ale corpului. Ce altceva? Completați și voi această listă cu alte posibile manifestări. Uneori, aceiași indicatori sunt prezenți în mai multe emoții. Unele dintre aceste manifestări pot fi întâlnite atât în cazul emoțiilor plăcute, cum este fericirea, dar le poți trăi și atunci când ești furios, îți este frică de ceva sau ai parte de o surpriză. Nu toți oamenii reacționează la fel în fața emoțiilor, prin urmare este posibil ca unii indicatori să fie prezenți, alții nu. Spre exemplu, imaginează-ți că nu ai fost selectat în echipa de handbal la școli, deși ți-ai fi dorit foarte mult asta. Ce emoții ai putea simți într o asemenea situație? Furie, pentru că te poți gândi că ai fost nedreptățit. Te încrunzi, fața ți se poate înroși, poți simți că te arde, poți simți un nod în stomac, încleștezi sau scrâșnești din dinți, simți că inima vrea să-ți iasă din piept, tremuri, palmele și tot corpul îți transpiră, ai pumnii strânși, îți vine să țipi, să fugi, să plângi. Analizează emoticoanele prezentate în tabel, denumește emoția potrivită fiecare expresii și enumeră după modelul oferit Principalii indicatori care descriu celelalte cinci emoții de bază. Pentru a-ți fi mai ușor, încearcă să te gândești la situații în care tu ai simțit aceste emoții. Prezintă și colegilor indicatorii notați și discutați în clasă pe marginea acestora. Introduceți completări acolo unde considerați că este necesar să îmbunătățiți tabelul realizat. Recunoașterea emoțiilor joacă un rol important în viața noastră, deoarece ne ajută să avem un mai bun control asupra acestora, să ne adaptăm și să reacționăm adecvat în fața evenimentelor cu care ne confruntăm, să stabilim relații armonioase cu ceilalți.